Bună ziua! Voi pregăti tocăniță de pipote. Voi avea nevoie de 1,5 kg de pipote. Pipotele sunt spălate cu apă caldă și scurse de apă. Voi mai avea nevoie de o cutie de suc de roșii de 400 de grame, o linguriță de piper, 2 cepe, o linguriță de sare, 2 foi de dafin, o linguriță de boia și un ardei gras. Într-o cratiță am pus 2 litri de apă, voi pune și o linguriță de sare și voi adăuga și pipotele. Voi lăsa pipotele să dea într-un clocot, apoi le voi scoate cu o paletă și le voi pune pe o farfurie. Voi fierbe pipotele la foc mare. Voi tăia ceapa cât pipotele se fierb. Voi tăia ceapa mărunt. Voi tăia și ardeiul, ardeiul gras. Voi tăia și pe acesta mărunt. Voi continua să toc ceapa rămasă și ardeiul rămas până când le voi termina pe toate de tocat. Pipotele s-au fiert, am oprit aragazul. Le voi scoate cu o paletă pe o farfurie. Le voi lăsa să se răcească pe această farfurie, apoi le voi pune la călit împreună cu ceapa și ardeiul. Într-o tigaie am pus 4 linguri de ulei. Voi pune pipotele fierte. Voi pune și ceapa împreună cu ardeiul gras, tocate. Și voi căli totul până când ceapa se va înmuia la foc mediu. Ceapa împreună cu ardeiul s-a înmuiat, s-au călit foarte bine. Acum voi pune o linguriță de boia
o linguriță de piper, două foi de datin. Voi pune și o linguriță de sare. Voi amesteca totul. Voi pune 400 de ml de suc de roșii. Și apă. 200 de ml de apă rece. Și voi lăsa totul să fiarbă până când sosul va scade. La foc mediu, cu un capac pus deasupra. Tocănița de pipote este gata. Voi lua acest capac. Voi opri și aragazul. Am lăsat totul să fiarbă până când sucul de roșii a scăzut. Voi pune pătrunjel tocat mărunt. Pătrunjelul este opțional, se poate pune mărar sau se poate lăsa simplă. Și tocănița de pipăte este gata de servit. Tocănița de pipăte a ajuns la final. Este o tocăniță foarte gustoasă și ușor de pregătit. Această tocăniță se poate servi alături de mămăligă, alături de felii de pâine proaspătă sau ca garnitură alături de orez fiert, cartofi naturi sau se mai poate servi alături de piure. Sau, bineînțeles, se poate servi simplă. Acel suc de roșii se poate înlocui cu o lingură de pastă de tomate amestecată cu 200 de ml de apă rece și pus acea pastă de tomată cu apă amestecată în tocăniță. La revedere!